Mâna Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul a fost adusă astăzi la Constanța. O delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei a adus spre închinare Sfintele Moaște de la Mănăstirea Sfântul Nectarie din insula Egina. Oaspeții au fost întâmpinați de către înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, alături de președintele comunității elene Elpis, de clerici și credincioși români și greci. Fanfara Raja a interpretat în fața oaspeților imnul României și al Greciei. Acest moment este pentru noi o întâlnire emoționantă. Orice întâlnire cu Sfinții este emoționantă, mai ales întâlnirea cu Sfântul Nectarie, bunul păstor care în timpul vieții sale și-a cercetat pe toți credincioșii săi și a continuat să-i cerceteze pe credincioșii de pretutindeni prin dragostea sa față de Dumnezeu și față de oameni. Momentul acesta este important pentru că oamenii credincioșii aleargă către Sfântul Nectarie. Se fac multe pelerinaje la moaștere Sfântului Nectarie. Dacă până acum creștinii alergau la Sfântul Nectarie la Eghina, acum vine Sfântul Nectarie la noi aici, la Constanța. De aici, clerici și credincioși au mers în procesiune spre Biserica Sfântul Ierarh Nectarie, unde a fost depusă racla cu Sfintele Moaște. Este un moment foarte important pentru noi, pentru că suntem împreună cu frații noștri întru Hristos, pentru că știm că îl cinstiți pe Sfântul Nectarie. În fiecare zi, în toate perioadele anului, în insula Eghina, vin grupuri mari de pelerini români care se roagă Sfântul Nectarie pentru a le oferi alinare și fericire întru Hristos, nu fericirea acestei lumi, ci fericirea împărăției cerurilor. Evenimentul a avut loc cu prilejul hramului Bisericii Sfântul Teodor Tiron și Sfântul Nectarie din Constanța. Facem toate acestea pentru că trebuie să împlinim misiunea de a fi preot, misiunea de a face cunoscută credința ortodoxă, de a face pe sfinți și mai ales avem poruncă de la Dumnezeu prin Sfântul Nectarie să facem cunoscute minunile sale, nu numai aici la parohia noastră, nu numai în România, ci și întreaga lume. Sper ca în aceste zile să fie o bucurie duhovnicească, să fie o bucurie într-adevăr de încărcătură emoțională și mai ales fiecare creștin să aibă har, să afle har și dar de la Bunul Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Moaștele vor sta spre închinare în locașul de cult din Constanța până pe data de 23 februarie.